Bună ziua și皆様 spectatori. Suntem la emisiunea Ordinea de zi. Vorbim de evenimentele de peste zi și din zilele trecute. Sunt foarte lu multe lucruri interesante și aș vrea să le privim într-o altă perspectivă. De asemenea, vom vorbi și astă seară, așa cum am făcut o șase seară și vom vorbi și în seriile următoare de evenimentele petrecute în urmă cu 25 de ani. De ce trebuie să vorbim de ele, cum justificam și, și prietenilor de pe Facebook? Uh, trebuie să facem acest lucru. Suntem la 25 de ani de un mare eveniment în istoria națională, probabil singurul eveniment istoric adevărat pe care îl trăim într-o viață de om. De asta trebuie să vorbim, mai ales că multe din lucrurile care nu s-au spus despre decembrie 89 poate ne grevează viața și în prezent. Dar asta la momentul oportun. Aș vrea să încep astăzi să vorbim de accidentul de la Constanța, acel elicopter de care vorbeam și aseară prăbușit și care s-a terminat cu patru decese. Și nu din motivul clar, este din nefericire accidentul s-a produs, nu e primul, e al cincerea din câte am înțeles din ultimii ani, același tip de elicopter, Vremea n-a fost rea, deci și nici eroarea umană n-ar trebui să fie luată prea mult în discuție, dar vom vedea, să spunem așa, rezultatele anchetei. Altceva aș vrea să mă refer, se profită foarte mult la acest moment de acest scandal să-i dăm aceeași conotație politică. De ce? Foarte simplu. E un personaj devenit politic în sensul că e secretar de stat sau subsecretar de stat, dar este secretar de stat la acest moment. Se profită de acest, sau o anumită parte a presei profită de această situație să dărâme un simbol. Simbolul este Raed Arafat. Omul care pe undeva s-a identificat cu serviciul de urgență și mai ales cu smurtul. Omul care însă deranjează pe foarte mulți, mai ales după momentul când Traian Băsescu a vrut să-l înlăture și a ieșit un scandal național, de fapt de acolo s-a și tras, -a și tras schimbarea, schimbările din anul 2012. E, acum se caută acest lucru, mai ales că Raed Arafat a făcut și greșeala, de fapt nu știu cât a avut de ales, să spunem așa, de a se identifica cu Victor Ponta în recenta campanie electorală. Și cum învinșii sunt cei care plătesc, automat uh, au și început de mai multe săptămâni, a putut fi vizibilă o anumită, cum să zic, uh, concentrare a atacurilor pe Raed Arafat, pe diverse chestii și acum, bineînțeles, accidentul de la Constanța vine ca o mânușe, să justifice faptul că vezi, Doamne, să vorbim de, să zicem, omul care a făcut destul de multe ca culmea incompetenței și alte lucruri, mi se pare cel puțin forțat. Mai mult, sunt partide care au cerut chiar înlăturarea lui Raed Arafat. Aș vrea să spun însă, însă un lucru. Raed Arafat are mari merite în ce s-a întâmplat în România pe serviciu de urgență. Acum, ce s-a întâmplat în, recentul, în, în accidentul de ieri, e de discutat. De ce? Pentru faptul că intervenția s-a făcut, intervenția forțelor de urgență, s-a făcut tardiv, oamenii aceia puteau să scape dacă s-ar fi intervenit mai rapid, dar avem o problemă. Pompierii. Care au venit destul de târziu și nepregătiți, și, bineînțeles, intervenția care a durat vreo 20 de ore. Deci, acestea sunt evenimentele și nu putem să le mai discutăm. Dar, din ce am înțeles eu, salvarea a ajuns la timp. În elea... Deci, există două variante, din câte am văzut. O variantă că s-a intervenit extrem de rapid a ajuns salvarea în zonă, ambulanța, dar n-a putut face nimic, că n-avea cum să ajungă în mijlocul lacului. Pe de altă parte, și o variantă că ar fi trebuit mai mult de o oră până a ajuns mașini, au ajuns mașinile. Dar, de fapt, încă o dată spun, problema este la pompieri, acolo unde, unde aceștia au venit târziu în zonă și când au venit, nu le-a pornit nici barca respectivă. păi aici e o problemă de ce n-a pornit barca, să spun de ce n-a pornit motorul sau de ce dotările sunt cum sunt. Păi poate înainte de a ne repezi la Raed Arafat, poate încercăm să facem și DNA-ul, tot e la vremea când face foarte multe anchete, dicot sau altele, poate anchetează cum s-au făcut achizițiile, că bănuiesc că barca aceea a costat foarte mult, dacă nu fi din donații externe. E, ori e în momentul când nu-ți funcționează chiar, în momentul când ți-ar de buza mai rău, nu e, nu e deloc în regulă. Alega chestia aceasta, că să plece Raed Arafat, ca să plece ministrul de interne, ca să plece nu mai știu cine, bineînțeles, probabil că până la urmă, se vă, dacă nu s-a cerut, n-am văzut asta, dar poate, poate se va cere și plecarea primului ministru, e cam cale lungă. Am văzut că a plătit deja prefectul cu funcția șeful ISU și deocată cam atât. Probabil vor mai urma și alte lucruri. Dar, haideți să ne înțelegem. Intervenția s-a făcut extrem de prost. S-a dus mitul acela în care sistemul nostru de urgență lucrează bine. Dar, de aici și până de fiecare dată când vom avea un accident în România să-ți să plece toți, mi se pare că am forțat mai ales atenție că avem o problemă de dotare, e clar, n-a pornit motorul, și cred că și o problemă de logistică, pentru că în momentul când uh, elicopterul respectiv s-a prăbușit, ar fi trebuit localizat cu maximă operativitate, cred că STS-ul se ocupă de asta, și ar fi trebuit să se intervină foarte rapid. Am avut cazul cu avionul prăbușit în munți și s-a intervenit la fel de stângaci. Deci cred că avem o problemă din acest punct de vedere, dar care nu ține neapărat de Raed Arafat, atât încât el, deși grupează toate serviciile de urgență, el răspunde practic de o parte din aceste lucruri. Dar, acum trebuie să ne mai gândim și la un lucru. Serviciile de urgență din România nu sunt nici mai bune, nici mai rele decât este întreaga societate și decât întreg sistem. Și cum o să fie sistemul bun? dacă nu suntem în stare să-l avem competitiv și, spuneam încă o dată, investițiile în el sunt destul de, de, de reduse. Și acum o să, vă spun, să vă mai spun o chestie. Când a fost Raed Arafat bun? Până în 2012, în momentul 2012, din 2012 în 2014, sau acum? Sau când n-a fost bun, ca să întrebăm altfel? Cred că are conotație politică, iar Raed Arafat n-ar trebui să-l bă, să băgăm acolo. Bine, posibil putem să interpretăm. Ia să vedem care ar fi cei mai cunoscuți români, dar care aparțin unui alt popor din România. Nu mă refer la români care sunt români jet be ci... Avem un Claus Iohannis președinte, avem un arab, Raed Arafat, care, iată, e practic e român de, din toate timpurile și cred că mai e Varujan Vosganian. Mai sunt și alții, dar mă refer, să zicem, ăștia ar fi cei mai cunoscuți. Și acum poate avem un alt interes să ne plătim poliție politice, dar cred că n-ar trebui să discutăm cazul de la Constanța în această cheie, ci să găsim cele mai bune soluții să nu se mai întâmple. Adică să intervenim mai rapid. Deci, eu sunt convins că dacă luăm din aproape în aproape serviciile de urgență din România, o să avea, am putea avea probleme oricând și în alte părți și mult, mult mai grave. Dar, Că trebuie să și investim în aceste lucruri. Avem aceste elicoptere care din câte am înțeles sunt totuși deși sunt în parametri, au ceva ore de zbor în plus. Pardon. Și ceva timp, adică să nu uităm că tipul ăsta de elicopter a avut accident prin 2003 sau ceva de genul, deci mai mult de 10 ani. Cred că ar trebui să investim în aparate mai noi și atunci poate n-am mai avea aceste surprize. Dar Știți cum e? Apropo de poziția politică. Până la urmă, politicienii au ajuns la fața locului ca să-i vadă lumea că se ocupă. Deci, dacă n-ar fi ajuns, de ce n-au ajuns? Dacă au ajuns, de ce au ajuns? Bine, din nefericire, rezultatele sunt din cele mai uh, proaste, în sensul că n-au putut fi salvați acei oameni care, practic, apără viața, în sensul că erau într-o într misiune dar nici de a trage în, de atrage în Claus Iohannis, nu mi se, în, în, ce scuze, în Raed Arafat, nu mi se pare corect, mai ales că, atenția acesta poate fi privit și altfel, dăm în el că nu-i român, ceva de genul. Deci nu mi se pare deloc în regulă, mai ales că e vorba totuși, vă spuneam, un român prin adopție. Uh... Vreau să vă spun că justiția lucrează și dacă tot vedeam și spuneam în alte seri că tot vedem spectacolul acesta al arestărilor, a prelorii de pe stradă, masca și nu știu ce, iată că încet, încet începem să mai vedem și condamnări. Tribunalul București a decis marți condamnarea omului de afaceri Ovidiu Tender la 11 ani și 4 luni de închisoare, iar a lui Marian Iancu la 13 ani și 8 luni de detenție în dosarul Rafo Carom. Uh, deși decizia nu este, deci nu este definitivă, dar uh, procesul respectiv era de prin 2006. E, acum vreau să vă spun că n-ar fi trebuit să ne surprindă că o asemenea condamnare la Ovidiu Tender. Știți că în ultimile zile era apărut pe surse că ar fi complotat cu Alina Bica, fosta șefa dicotului, să tergiveseze niște dosare, nu știu ce. Era cumva o pregătire să zicem, mediatic al ce urma, că nimic nu e întâmplător în România. Dar, că ar fi nemeritată, nu cred. Și el și Marian Iancu cred că și-o merită din plin și avem o probă că justiția funcționează. Pentru că eu că am făcut ce au vrut timp de mulți ani, iar acum nu se întâmplă decât că plătesc pentru ce au făcut dejaful de la RAFO, iată că în momentul de RAFO nu merge nici în prezent, trebuia cineva să plătească. A, că poate nu sunt doar ei cei vinovați și trebuia să plătească și alții, e cu totul, cu totul altceva. Tot astăzi a fost uh, extrem de urmărit un alt subiect, uh, subiectul legat de Curtea Constituțională, era vorba de acel articol de lege pe care se judecă mai mulți primari din țară, inclusiv președintele, viitorul președinte al României, pre, deci președintele ales. Mă refer că acest articol se referea la incompatibilitatea primarilor și se putea ca acest articol să fie declarat neconstituțional și practic înceta acțiunea atât asupra președintelui ales, cât și asupra sute și sute de primari din țară. Din nefericire pentru unii, din fericire pentru alții și cred că și pentru supremația legii, Curtea Constituțională a României a decis astăzi că sunt constituționale dispozițiile referitoare la incompatibilitatea aleșilor locali cu funcția de reprezentant în adunări generale ale societăților comerciale de interes local. Dispozițiile atacate la curte sunt cele în baza cărora Agenția Națională de Integritate i-a declarat incompatibil pe mulți aleși local, cum spuneam, inclusiv pe fostul primar al Sibiului. CCR a respins cu majoritatea această, această excepție, deci ca urmare procesul se va judeca în continuare. Încă o dată spun, deși așa pare, Miza nu este președintele ales al României, domnia sa Va avea imunitate, deci nu se pune problema ca mandatul să înceteze, indiferent ce ne interpretează unii și alții dintre juriști. Deci avem clar stipulat de Curtea Constituțională, pe timpul mandatului, președintele este de neatins și așa va rămâne, vă spun eu. Cazul celorlalți primari e de discutat. Probabil că foarte mulți primari sperau că prin conjunctura aceasta favorabilă cu. Președintele, justiția va ceda și nu va judeca acest caz. Iată că justiția din România începe să se comporte normal din acest punct de vedere. Procesul se poate desfășura, nu se știe cum se va termina, dar nu ne jucăm cu subterfugii în sensul că îl folosim Curtea Constituțională, care până la urmă, și dacă spunea domne, este ne neconstituțional la urmă făcea unii gălăgie de moment, dar se accepta. Știți cum s-au acceptat de deciziile Curții Constituționale? Nu. Eu zic că e corect așa și să lăsăm aceeași justiție, instanța, să spună cuvântul în această, în această direcție. Sunt multe lucruri care se discută în aceste zile. Până o să vorbim, că vă spuneam, vă promiteam că o să vorbesc mai mult despre Revoluția din decembrie 89, o să amintesc câteva din celelalte subiecte, măcar trecem prin ele. Care vreți să aprofundați, puteți să faceți, să faceți acest lucru. Una dintre, unul dintre subiectele importante, se referă la faptul că 17 ONG-uri din domeniul medical cer Ministrului Sănătății să permită accesul la foaia medicală de observație a pacienților și rudelor desemnate de aceștia. Deci e vorba de legea privind drepturile pacienților. Cred că e corectă o asemenea cerere pentru rude, dar ca să poată să vadă ce îi așteaptă, mai ales la cei că anumite boli incurabile și alte, și alte lucruri. Tot un subiect care ține pagini, prima pagină de foarte mult timp, se referă la RCA. Și încă o dată spun, promit că nu mai abordez, dar trebuie să spun un lucru. Într-adevăr, atât timp Statisticile sunt necruțătoare și spun că tineri între 20 și 30 de ani sau între 20 și 25 de ani produc, față de medie, nu știu, cu 30, 40, 50% mai multe accidente decât, să spunem, alt segment de vârstă. E normal ca aceiau să coste mai mult acolo sau în anumite zone din țară unde accidentele sunt mai multe. Adică, una este să circuli în București unde evenimentele pot fi mai mult, mai multe și alta să plătești aceeași asigurare RCA, să spunem, la Novaci sau la Padeș, unde circulația e mult mai redusă și, deci, automat provocările mai puține. Dar, faptul că se mărește, unele firme au crescut totuși nejustificat și de, chiar de mai multe ori rca este o problemă pentru care statul ar trebui să intervină sau ASF-ul sau cine trebuie să intervină, pentru că nu mi se pare nici în, în niciun caz în regulă ca, de exemplu, cineva să plătească un RCA pe, a, pe an de 4-500 de lei, iar un tânăr să plătească, să zicem așa, 15 milioane dacă merge la o altă firmă sau chiar la firma respectivă. Nu am să dau nume de firme acum. Deci, nu e în regulă din niciun punct de vedere, și uh, trebuie să se intervină uh, într-un într fel sau altul, pentru că oamenii au, uh, au nevoie de acest, uh, de acest lucru. Uh, din subiectele mai importante, pe care să zicem, așa, le trecem în revistă. N-am început cu el, deși eu cred că era un subiect mai important acum câteva luni. Premierul Victor Ponta a anunțat astăzi oficial că a renunțat la titlul de doctor în drept obținut la Universitatea din București. Nu mă refer, e și o scrisoare pe această temă. Eu o spun doar un singur lucru. Ce s-ar fi întâmplat dacă acest anunț ar fi, deveni, ar fi devenit public în urmă cu câteva luni. Deci, cred că e suficient această întrebare. Am văzut și comentariul CTP-ului național, că vezi, doamne, că nu reflectă munca, că -a renunțat, a renunțat foarte ușor la el și până acum spunea că de ce nu renunță. Deci, știți cum e cu ziariștii noștri mari, cel puțin așa e părerea unora, să pun contra, cum spuneam, ca să iasă în evidență. Și încă un, un lucru legat de acest lucru, până am intrăm în subiectul de astăzi, și anume faptul că în Transilvania se întâmplă lucruri și mai puțin plăcute, și autoritățile românești ar trebui să pună piciorul în prag, pentru că, cum să vă spun, paharul se umple. Cei care știți ce se întâmplă în Transilvania sau în anumite zone din Ardeal, mai ales în zona cu, minor, cu majoritate maghiară, știți că lucrurile se întâmplă în cu totul alte condiții decât cele democratice. Statul român, timp de 25 de ani, a preferat să pună Batista pe țambal și a românii de acolo să o ducă din, în condiții din ce în ce mai greu, dacă au, nu au ales să plece din zona respectivă. Avem acum momentul când putem să facem ceva în care autoritățile, având un alt elan și un nou președinte, să ia măsuri. Mai ales că atenție, avem un nou președinte cu o largă recunoaștere europeană. Imnul Ungariei a fost cântat, după cum bine știți, la niște manifestări, era legal ilegal, s-a aplicat o amendă, iar acum Imnul Ungariei a fost intonat din nou în fața prefecturii Covazna ca protest față de amenda respectivă. Partidul Civii Maghiar a luat amenda respectivă. Cum vi se pare acest lucru? Nu mi se pare deloc în regulă să faci aceeași abatere și să nu pățești nimic. Eu cred că dacă ar fi luat o asemenea amendă în Statele Unite, autoritățile, poliția americană ar fi intervenit în forță și n-ar mai fi rămas niciunul în zonă după o asemenea, dacă ar fi repetat o asemenea infracțiune. Dar la noi, la noi se poate. Uh, la această oră, la Timișoara, sunt există niște manifestări legate de cei 25 de ani de la evenimentele din 15, 16, 17 decembrie 89, atunci când practic începea Revoluția. Faptul că președintele ales, Claus Iohannis, ajunge acolo cu această ocazie este foarte bine arată atât importanța dată evenimentelor, cât și faptul că Timișoara este un oraș simbol al României de atunci și poate și până atunci. S-a mers la universitate, la Universitatea de Vest, s-a mers la Catedrala Metropolitană. O observație, să spunem așa, mi se par puțin cei care sunt, au fost la manifestări, adică mă așteptam, mă așteptam la sute, la mii de persoane să-l aștepte și pe președinte, dar și să onoreze manifestările cu acest prilej. Nu s-a întâmplat acest lucru și ar trebui să ne dea de gândit o asemenea idee. Dar am promis că vom vorbi despre Revoluție în toate aceste serii. Bineînțeles, știți foarte multe fiecare dintre dumneavoastră despre ce s-a întâmplat în 1989. Sunt o serie de scenarii, sunt o serie de lucruri care nu s-au lămurit niciodată. Vorbeam aseară despre faptul că Ion Iliescu, liderul de fapt al revoluției din decembrie '89, știți, atunci în 22 seara spunea la televizor cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, Ion Iliescu. Mi-aduc aminte, eram în fața televizorului pe atunci uh, și am auzit acest lucru când s-a citit acel front al salvării, salvării naționale care cuprindea, cred că, vreo 150 de persoane sau ceva de genul acesta. E, vreau să vă spun că practic atunci era finalul Revoluției, sau nu neapărat finalul Revoluției, dar se punea punct unei perioade de incertitudine, începută în 15 decembrie la Timișoara, și continuată după aceea și în alte orașe, și inclusiv la București 21-22. Știți cum se spunea 21-22, cine a tras în noi. Dar uh, sunt multe enigme ale Revoluției. De exemplu, încă nu știm cine au fost teroriștii. Dar, cu siguranță, teroriști au existat și. Știți, există foarte multe mărturii. Există chiar cărți scrise despre revoluție. România a fost împânzită de agenți ai Tratatului de la Varșovia cu misiunea clară atunci în lunile noiembrie și decembrie '89, aceea de a destabiliza România. Cu siguranță au fost implicate și alte servicii secrete occidentale. Cu siguranță spun că dacă s-ar fi recunoscut oficial aceste lucruri, poate s-ar fi recunoscut și alte lucruri despre revoluții și am fi aflat adevărul. Este clar că Rusia a fost implicată în evenimentele din 1989, nu mai încape niciun dubiu. Este clar că puterea de la București din 22 decembrie s-a legitimat în fața Rusiei. Este clar că am fi aflat foarte multe lucruri dacă în ziua de Crăciun, 1989, Nicolae Ceaușescu și soția sa n-ar fi fost uciși. O să-mi spuneți și am avut de nenumărate ori discuții pe doi două, pe două termeni, dar din punct de vedere istoric. Dacă avem judecare și executare în ziua de Crăciun al copului Ceaușescu, sau uciderea cubului Ceaușescu, și dacă avem Revoluție. Dacă e Revoluție sau Mișcare sau orice altceva. Vreau să vă spun, mi-am susținut de fiecare dată aceste idei și spun eu cu argumente. Despre uciderea soților Ceaușescu, eu rămân la acest termen, din cel puțin trei motive. Dar cel mai important dintre ele se referă la faptul că procesul acela organizat în câteva ore ca urma de execuție a fost un proces ilegal. Nu s-au respectat norme elementare de drept, nici măcar ale statului, ale statului comunist. Să știți că citeam o teorie foarte interesantă și anume că Ceaușescu când spunea că nu răspunde decât în fața marii adunări naționale, chiar avea dreptate în sensul că la acel moment în vigoare, bine, Revoluția deja declanșase anumite mecanisme, singurul for în care el, teoretic, că nu dădea niciodată, deci au știți a dat raportul nimănui, singurul for în care ar fi trebuit să răspundă era Marea Adunare Națională. Dar trec peste asta și vreau să vă spun că decembrie 89 și de fapt atunci, în zilele acelea, și procesul respectiv, este Nu a respectat drepturile Nici măcar dreptul la apărare Ați văzut că avocatul Cei care ați văzut înregistrarea se poate găsi pe net uh, Avocatul apărării Practic era avocatul acuzării uh, Acel rechizitoriu Care a devenit acum Știți că acum toată lumea e obișnuită cu rechizitorii Atunci pentru foarte mulți era prin Când auzeau acel rechizitoriu la vremea respectivă conține niște enormități, de prin, enormități care nu au putut fi demonstrate niciodată. Una din ele e cele 60.000 de victime împușcate. Nu mai vorbim de alte suminare a economiei naționale și multe altele. Păi bun, e posibil ca, să spunem, și există istorici care au demonstrat că într-adevăr Ceaușescu ar putea fi, putea fi acuzat dacă ar fi trăit și de suminarea economiei naționale în sensul că a forțat anumite mecanisme. Bun, dar toți politicienii de-au condus România după 89 și în care de la o, o industrie, la o economie în general funcțională, cum funcționa aia înainte de 89? Au făcut praf totul, Mormand de fiare vechi, cum spunea roman, uh, deci în 25 de ani, nimeni n-a fost acuzat de subminarea economiei naționale. Deci dacă pe Ceaușescu l-am acuzat de asta în 89, pe ceilalți de ce am putea să-i acuzăm? Că bănesc că lucrurile ar fi mult mai grave sau sunt mult mai grave. De ce aminteam acest lucru apropo de... Cred că a fost un interes foarte mare ca Ceaușescu să nu mai trăiască, mai ales, bine, au demonstrat după aceea diversi istorici care au Cercetat diverse lucruri, că Ceaușescu nu mai avea foarte mult de trăit, era într-o stare avansată de degradare fizică, era bolnav, deci orizontul lui de viață era de undeva la un an, un an și ceva. Dar Ceaușescu ar fi putut spune multe. Știa încă foarte multe. Printre altele, el a așteptat în zilele acelea când a fost mutat dintr-o locație în alta, când la târgoviște și toate așa, a așteptat să vină cineva care avea misiunea să-l salveze, să servească cauza, cum spunea el. Nu i-a găsit pe cei respectivi, deși au fost niște detașamente speciale care au fost activate în România și care erau menite să funcționeze în caz că România era ocupată. Bine pregătirile erau dacă România ar fi fost ocupată de Rusia. Și au fost făcute imediat după 1968, când România a risca foarte mult să fie ocupată de către, de către Rusia. Dar, întorcându-ne la Revoluția din 1989, am rămas dator, da, spuneam de uciderea soților ceaușescu al și de revoluție. Paradoxal, o să spuneți, dacă avem acolo o execuție care nu prea e legală, practic o lovitură de stat, să spunem așa, de care o acuză foarte mulți pe Iliescu și cei care au fost alături, e, vreau să vă spun totuși că merg pe termenul de revoluție. Și vă spun și de ce. Prin definiție, revoluția înseamnă ce? O schimbare majoră de regim politic, de se schimbă totul, se, întorc total, se întoarce total situația. Ori, momentul 89 a marcat sfârșitul regimului comunist în România. Fie și numai pentru asta avem de a face cu o revoluție. Sunt și alte argumente, dar mă opresc la acesta. Însă, revenind la ce s-a întâmplat atunci în 1989 și nu se spune, nu s-a spus, vreau să vă spun că un gorjan, procurorul, fostul procuror general Dan Voinea, și-a cercetat foarte mulți ani dosarele revoluției a făcut chiar și propuneri la un moment dat de trimitere în jurul, chiar dosare. Dar, practic, nu ne-a dat nimic concret până la final, în sensul că n-am aflat mai multe despre ce s-a întâmplat în Revoluție. Spunea totuși, l-am văzut că într-o emisiune televizată, deși de-a lungul anilor ne-am întâlnit de mai multe ori față în față, spunea într-o emisiune televizată că sunt foarte multe lucruri care încă nu sunt lămurite și care ar trebui lămurite. Acum să vă spun un lucru. Nu știu dacă ar trebui lămurite de instanță sau efectiv de cei care se pricep la acest lucru de cercetători. Mai degrabă aș merge pe varianta a doua pentru că ce mai poți să pedepsești după 25 de ani de la eveniment? Bine, noi încercăm să-i pedepsim pe foștii torționari din lagărele, din închisorile comuniste, încercăm să-i pedepsim după 60-70 de ani de la evenimente. Până la urmă, nu practic nu, nu facem nimic din acest punct de vedere decât să zicem o chestie de imagine. Dar Revoluția din decembrie 89 are foarte multe pete. Una dintre ele este implicarea, cum spuneam, a serviciilor secrete răsăritene, să nu, ca să nu le zicem rusești. Și e vorba de mii de agenți puși în România, despre care s-a putut demonstra, inclusiv în arhivele securității s-au găsit foarte multe date despre asta și chiar uh, supraviețuitori ai uh, evenimentelor spuneau mai multe. Una din primele misiuni ale, să spunem, agenților respectivi, în momentul când s-a dat momentul 22 decembrie, a fost lichidarea oamenilor care, în cadrul securității, miliției, armatei, lucraseră uh, pentru apărarea țării față de interesele rusești. Uh, am invocat, inclusiv în săptămânalul vertical, un personaj sinistru, chiar dacă este gorjan. E vorba de generalul militaru, original din Bălești, cel care a fost pus ministru al apărării naționale în acele zile tulburi de decembrie 89 și care a rămas, cred că până în primăvara lui 90, ministru, dar de numele căruia, se leagă câteva crime, efectiv crime, printre care în acele zile de început, când el lua comanda Ministerului Apărării, știți, el a fost demonstrat de autoritățile românești ca agent al Moscovei. Cum România nu-și putea permite să se certe cu marele vecin de la Răsăit, a fost trecut pe linie moartă, iar el l a complotat în continuare la ordinele, la ordinele Moscovei, lucru demonstrat, nu mai în cap e, discuții. E, vreau să vă spun că printre primele măsuri pe care le-a luat în, ca, în calitate de ministru al Apărării Naționale sau viitor ministru, pentru că la momentul acela nu știu dacă era avea chiar o numire scrisă, a fost să, să ceară intervenția trupelor speciale uh, ale securității menite, uh, chipurile să apere sediul uh, Mea ului Trupele speciale au, venite, au venit la sediul Mea ului dar au fost întâmpinate cu foc. E vorba de celebru major trosca și oamenii lui care au fost efectiv lichidați pentru o simplă vină. E pentru o simplă vină, aceea că la un moment dat se intersectaseră cu interesele rusești în România. E foarte bine că în urmă cu câțiva ani, n-aș putea să 2-3 ani S-a făcut un monument în București în acest sens, pentru că aceia sunt niște eroi care au murit și au murit și nevinovați oamenii din trupele respective. Prima respectivă n-a fost. n-am auzit apropo o judecare în, în, de după evenimente, chiar dacă generalul militar a murit, cred că prin 96. Cred că ar trebui judecat măcar în, acum, după moarte, pentru acel eveniment și condamnat, așa, în mod simbolic, pentru ce a făcut atunci. Dar sunt multe alte evenimente care s-au întâmplat și nu știm cine a fost vinovat. Aici, da, poate interveni justiția. Morții de la Otopeni, multe, multe alte victime. Ce s-a întâmplat în zilele acelea de până la urmă, de necomunicare. De ce am tot chemat oamenii la televiziune și apoi am tras asupra lor? Cu siguranță, însă, teroriști au fost. Și pentru că vorbeam de 15-16, începuturile de la Timișoara, vorbeam și aseară cu agentul demonstrat, până la urmă, Laszlo Tokioș, care s-a folosit de asta, dar până la urmă, tot rău spre bine, în sensul că România s-a putut debarasa de regimul comunist. Aș vrea să vă spun... Mart, de, de, la martorii ce s-a întâmplat pe străzile Timișoarei. Din întâmplare au fost și gorjeni acolo. La momentul respectiv îmi un lucru din cei care au fost, deci făceau stagiul militar și au fost scoși pe stradă la acel moment, spuneau că au avut mulțimea în față la un moment dar oamenii nu se comportau anormal, ieșiseră să-l pe Tokyo și sau în orice caz nu erau un pericol pentru militari. Nici militarii erau și fără muniție de... Deci de, nu puteau să tragă pentru că era vorba de... Deci de, nu aveau, aveau cartușe oarbe la momentul acela. Dar asupra militarilor s-a tras din mulțime. Să nu credeți că oamenii simpli ai Timișoarei, cetățenii, au tras asupra militarilor. Nu. Cei care au tras erau acei agenți infiltrații. Și s-a declanșat tot ce s-a întâmplat. 22 decembrie dimineața, sau 21 decembrie, îmi ce scuze, 21 decembrie dimineața, marele meeting organizat de Ceaușescu, o prostie care se pare că i-a sfârșit, i-a grăbit cumva acele ultimile zile de care le mai avea și de trăit și la conducerea statului. Oamenii pasivi, fără reacție la acel meeting, strigau, erau megafoanele care strigau Ceaușescu și ce se mai striga, la un moment dat apar niște gesturi, oamenii sunt înțepați, încep să urle, începe acel freamă general, Ceaușescu este întrerupt din momentul tocmai când spunea că va mări alocațiile și pensiile sau și alte lucruri. E, vreau să vă spun că și acolo, scânteia, a fost din exterior, n-a venit din partea oamenilor, chiar dacă s-a încercat după 89 să ni se prezinte diverse personaje cu că ar fi făcut și ar fi dres în partea cealaltă, ceva cât pentru să fi stănit reacția populară. N-a fost așa. Dar, încă o dată spuneam, până la urmă lucrurile au dus într-o direcție bună pentru că România în anul 89 a schimbat un tip de regim politic. Și cu sincope, acest regim politic a evoluat și am avut schimbări succesive de putere, am avut lucruri care s-au petrecut, iar România, la acest moment, cred că este o democrație stabilă. Faptul că am avut mai multe schimbări de putere, treceri de la. De, deci, prin alegeri, arată și schimbăm de foarte multe ori puterea, deci, arată că funcționăm în mod democratic. Dar. Uh, ar fi de discutat, uh, apropo de Revoluția din decembrie 89, uh, de ce nu avem, să spunem așa, și vinovații uh, de crime, de ce nu-i avem condamnați. O enigmă. Știți că a fost scandalul acum câteva zile, acum câteva, uh, legate de generalul Stănculescu. Generalul, generalul Victor Stănculescu, care a fost recent eliberat din închisoare după o condamnare, eu a zice, controversată, ca să nu zic altfel, pe Revoluția din decembrie 89. Și vă spun de ce. Dacă generalul Stănculescu ar fi mers pe linia aceea, că într-adevăr la Timișoara am înțeles că a fost implicat în niște evenimente, deci s-au putut demonstra acest lucru. Și ar fi fost loial lui Ceaușescu, poate că Revoluția s-ar fi soldat nu cu o mie de victime, cu zece, 10, o de mică, nu cred că se punea problema să nu aibă loc. Deci era hotărâtă, să spunem, în alte părți ca să mai poată fi schimbată. Dar generalul Stănculescu e unul dintre vinovații Revoluției, dar sunt mulți alții mult mai vinovați, cărora nu li s-a întâmplat absolut nimic. Sunt bine, mersi. Uh, unii dintre ei, după 89 și-au făcut firme, au evoluat, unii au rămas chiar și în politică. Pe de altă parte, nici de a condamna oamenii care aveau, au avut o funcție înainte de 1989, nu mi se pare în regulă. Și vă spun de ce. Selecția înainte de 1989, la nivel politic, partidul la care era la nivel și la nivelul său, era mult mai severă decât a fost după 1989 când a fost această explozie. Deci, apropo de, de, a privi astfel lucrurile, oamenii care făceau și una și alta aveau un anumit nivel. deci eu, de exemplu, nu mă așteptam un mare Evanghelie, de exemplu, să-l vede, deci nu cred că în politica din 1989 ar fi avut loc în politica de vârf. Și mai sunt și mulți alții. Dar asta este altă, altă problemă. Despre Revoluție, cum spuneam, o să vorbim și în seriile următoare până la, până la finalul anului, pentru că sunt evenimente, cum spuneam, sărbătorim 25 de ani. 25 de ani cu plusuri și minusuri despre evenimentele respective. Nu încheiem emisiunea din această seară fără să mai invocăm unul dintre subiecte, au rămas foarte multe de neatins, de neatins în sensul că nu mai avem timp. Vreau să vă spun că vom avea, apropo de, să spunem așa, partea, partea economică sau ceva de genul acesta, se anunță un an 2015 cu reușite din punct de vedere economic. Poate mâine seară vom atinge și acest subiect, în sensul că sunt niște premise foarte bune date de instituțiile europene. Mulțumesc pentru atenție, seară bună, la revedere!